Mai sunt doar 3 zile până la mini-vacanța de Paște și 1 mai, iar pe litoral se așteaptă să ajungă 10.000 de turiști, motiv pentru care ministrul de interne Lucian Bode le-a cerut autorităților să asigure măsurile de ordine publică. Așteptările din partea cetățenilor sunt foarte mari. Presiunea care trebuie să-i faceți față în context pandemic pe care îl traversăm este în continuare foarte mare. De aceea vă solicit să tratați cu profesionalism și responsabilitate fiecare acțiune operativă. La nivelul județului Constanța, autoritățile vor fi la datorie zilnic pentru combaterea faptelor ilegale, precum și pentru verificarea respectării măsurilor impuse pentru limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Sunt undeva la 400 de lucrători de poliție și 250 de jandarmi. Au fost suplimentate efectivele cu care acționăm pentru menținerea ordinii și siguranței publice, atât efectivele de ordine și siguranță de ordine publică, cât și cele de poliție rutieră, alături de cele de investigații criminale în mod special. Media este de aproximativ 400 de lucrători de poliție care vor acționa la nivelul județului Constanța. Polițiștii rutieri vor supraveghea și principalele drumuri care duc spre litoralul românesc. Vom acționa pe două paliere, combaterea vitezei și combaterea consumului de alcool din partea conducătorilor auto. Aproximativ 9 aparate radar pe schimb. În permanență, cel puțin 9 aparate radar vor fi prezente pe artele, principalele artele rutiere, inclusiv DN39, care merge din municipiul Constanța către sudul județului. Stațiunea Vama Vechi este în mod special în atenția forțelor de ordine. Autoritățile se pregătesc de un aflux ridicat și în punctele de frontieră. Noi suntem pregătiți pentru o creștere a traficului. Acționăm cu 300 de poliții de frontieră, atât la supravegherea frontierei, cât și la cât și în punct de trecerea frontierei, și undeva cu 80 de mijloace de autospeciale. În această mini-vacanță și protecția consumatorului, Direcția Sanitar-Veterinară și Direcția de Sănătate Publică vor organiza acțiuni de prevenire, dar și de control la agenții economici de pe litoral. Primii turiști sunt așteptați să sosească pe 30 aprilie.